Salutare, prieteni! Astăzi avem un episod mai special. Emisiunea noastră, Laboratorul Darwin, împlinește un an de zile. Cu această ocazie avem careva surprize mai pe la sfârșit. Dar, pentru episodul de astăzi, așa cum v-am promis, avem un ceas pe Android Wear. Acesta este Sony Smartwatch 3. Haideți să vedem ce poate el să facă. Sony Smartwatch 3 nu se compară cu nimic din ceea ce a făcut Sony până acum. Întâi de toate este un ceas pe Android Wear, la care acuși revenim. Pentru acest model a fost adoptat un stil mai sportiv datorită unui band din cauciuc, care practic este un exoschelet. Ceasul nu are curele, așa că poate fi schimbată pur și simplu carcasa. În capacul ceasului se află portul USB, o soluție cu plusuri și cu minusuri. Pe de o parte, e foarte nevoios să introduci cablul. Pe de alta, multe smartwatch-uri au încărcătoare diferite, care trebuie purtate oriunde nu ai merge. În general, toată construcția se așează foarte bine pe mână. Spatele este integral din fier, la fel ca și cheutoarea. Iar dacă să vorbim de cauciuc, e unul plăcut, dar care prinde repede urmele. Din butoane fizice, avem unul singur care poate să te enerveze uneori pentru că se apasă involuntar. Scopul acestui device este ca, în primul rând, să fie folosit pe post de ceas. Când îndrepți mâna spre față, să vezi în primul rând ora și apoi tot de ce ai nevoie. La astfel de mișcări, ecranul se aprinde. Aici avem un IPS de 320x320 care arată într-adevăr detaliat. Spre deosebire de alte smartwatch-uri, aici avem acoperire transflectivă, care absorbe reflecțiile și permite o vizualizare mai bună a ecranului afară. Din fericire, acesta este în permanență aprins, iar pe deasupra la toate avem o sticlă rezistentă la zgârieturi. În general, Smartwatch 3 rezistă și la apă și la praf, de altfel ca și alte device-uri Sony. Exclusivitatea lui Sony Smartwatch 3 este faptul că rulează pe Android Wear. Ideea sistemului este ca utilizatorul să aibă pe mână informația necesară la timpul necesar, evident după cum crede sistemul. Practic, tot ce se mișcă este bazat pe notificări, care apar sub formă de astfel de carduri. Deci, o bună parte din notificările pe care le vedeai doar când scoteai telefonul din buzunar, acum le poți avea și pe mână. Toate astea împreună cu cardurile de la asistentul Google Now, care îți arată timpul de afară, dimineața drumul spre serviciu, seara progresul tău fizic, în SUA primești informații despre biletul de avion rezervat, alerte meteorologice, rezervări de restaurante și așa mai departe. Modul în care folosești ceasul este navigarea de jos în sus prin aceste cartonașe sau prin asistentul vocal Google Now, care are practic aceeași funcționalitate ca pe telefon. Setezi notițe, alarme, pornești muzica, lansezi aplicații, etc. etc. Ok, Google. Play some music. Cardurile care apar pe ecran pot fi extinse în dreapta, unele îți oferă mai multe posibilități, altele mai puține. În general, sistemul rulează foarte rapid. Avem un procesor quad-core și 512 MB de memorie operativă. Este clar că pentru a folosi un astfel de smartwatch avem nevoie de un smartphone pe Android care suportă tehnologia Bluetooth 4.0. Totuși, Sony Smartwatch 3 este primul ceas pe Android Wear care are GPS integrat, așa că, spre deosebire de restul modelelor, nu e nevoie să porți în buzunar și telefonul atunci când ieși la alergat, spre exemplu. Lăsând la o parte designul mai sportiv și cauciucul, acest smartwatch are multe avantaje față de modele mult mai arătoase, ca spre exemplu Moto 360. Cel din urmă este fără discuții unul din cele mai arătoase ceasuri ale acestui an, cu o formă rotundă, o construcție elegantă și foarte calitativă. În schimb, are un display de-a dreptul dezamăgitor, un procesor cu un singur nucleu care îngreunează foarte tare sistemul și nu are GPS incorporat. Pe lângă asta, unica metodă de încărcare este un dock station. L-ai uitat acasă, rămâi cu ceasul descărcat. Sony Smartwatch 3 are și cea mai mare baterie de pe un ceas, chiar mai mare decât la LG Watch Air. 430 de mAh care permit o autonomie de 2 zile. Asta e foarte important pentru că ceasul nu trebuie să fie încă un device pe care nu trebuie să uiți să-l încarci în fiecare zi. Desigur, Sony pierde la înfățișare, deși unii preferă ceasurile mai sportive, dar câștigă la display, baterie și rapiditate, lucruri esențiale într-un ceas.
smartwatch-ul de la Sony împreună cu Android Wear fac exact ceea ce ar trebui să facă un astfel de device la moment. Un smartwatch nu trebuie să te facă neapărat un idiot care ține ceasul la ureche pentru a face un apel sau a trage o poză. Da, da, salut Samsung! Platforma este în continuă dezvoltare. Apar din ce în ce mai multe aplicații, launchere, calendare, app-uri pentru fitness, chiar și jocuri. 2015 va fi un an cu și mai multe smartwatch-uri și mai multe perfecționări de sistem. Dar pentru moment, Sony Smartwatch 3 este o alegere tare bună. Așa cum spuneam la început, avem și o surpriză pentru voi. Emisiunea noastră a împlinit un anișor, iar numărul subscriberilor a trecut de 3000. Având în vedere aceste evenimente, dar și faptul că în curând vin sărbătorile de iarnă, am decis să oferim cadou acest smartwatch. Regulile le-am făcut foarte simple. 1. Subscribe public la canalul nostru de YouTube. 2. Share pe Facebook la acest video, neapărat share-ul să fie public pentru ca să-l vedem și noi. 3. În comentarii plasați link-ul la profilul dumneavoastră de Facebook. Acest concurs va dura 2 săptămâni, după care vom alege un câștigător aleatoriu cu ajutorul unui random service. Eu vă urez doar succes și fie ca cel mai norocos să câștige! Acesta a fost review-ul de astăzi, noi vă mulțumim pentru atenție, nu uitați de regulile concursului, noi le vom posta și în descriere și pe Facebook, fiți siguri că le citiți și le respectați. Eu țin să vă mulțumesc din numele întregii echipe pentru că ne-ați susținut pe parcursul întregului an. Mai vin episoade foarte interesante, așa că fiți pe fază, nu uitați de like-uri și subscribe-uri. Cu voi a fost Vico, toate bune! Slow down.